Zeci de persoane au ajuns în ultimele două luni la spital mușcate de căpușe. Autoritățile au intrat în alertă anunțând că aceste insecte pot pune viața oamenilor în pericol. Numai în ultima perioadă, 6 persoane s-au prezentat la secția de urgență a Spitalului Județean de Urgență din Zalău cu mușcături de căpușe. Din fericire, nu a fost nevoie de internare. Autoritățile sălejene au intrat în alertă după ce mai multe persoane au ajuns la secția de urgență a Spitalului Județean din municipiul Zalău, mușcate de căpușe. Autoritățile i-au anunțat pe sălejeni să se prezinte de urgență la medic în cazul în care sunt mușcați de căpușe. Cele mai multe persoane mușcate au declarat că înainte fuseseră la pădure sau la iarbă verde, în general în locuri unde pasturme de oi. Potrivit medicilor, în ultimele 3 luni a crescut și numărul persoanelor care au fost mușcate de alte insecte, ca spre exemplu păianjenul sau albinele. Potrivit specialiștilor, cele mai multe persoane au fost mușcate de căpușe în pădure, în special în locurile unde au pășunat oi, dar și pe câmpii, în mai multe zone din județ. Din județul Sălaj, pentru Someș TV, Adrian Lungu.